Au fost într-adevăr mai multe discuții, chiar de mai mulți ani se poartă discuții pentru apă și canalizare în Straja și în Pasul Vulcan. Putem vorbi, spuneam înainte că ar fi bine să discutăm cu lucruri făcute, nu cu lucruri care ne dorim să le facem, deși și alea sunt în vizorul nostru și trebuie să ne lăudăm și cu proiectele pe care le avem, dar putem vorbi de lucruri concrete care s-au realizat și atunci vreau să reamintesc despre canalizarea din Straja, unde în fiecare iarnă numărul de turiști crește extraordinar de mult datorită condițiilor bune de schi și de practicarea sporturilor de iarnă de acolo, din Straja. Gândiți-vă ce ar însemna de la 3-4 mii de persoane să nu ai unde, nu ai ce face cu apa menajeră rezultată, ar fi destul de grav, spun eu. La fel de grav este și în alte stațiuni, unde, spre exemplu, la Pasul Vulcan, discutam despre introducerea alimentării cu apă, deoarece aici se descurcă fiecare cum poate pe cont propriu. Există niște surse improvizate, apă, spunem noi, nepotabilă, atâta timp cât știm care sunt parametrii fizico-chimici și bacteriologici care trebuie să îndeplinească apă potabilă. Au fost făcute toate studiile necesare, au fost alocați bani, s-a aprobat finanțarea în ședința de Consiliu Județean și, dacă vorbim de lucruri concrete, în Pasul Vulcan, deja contractul este în licitație publică pentru a fi atribuit unui antreprenor în vederea punerii în operă a ceea ce este în momentul de față pe hârtie. Deci vorbim de pași destul de importanți care s-au realizat. Am vorbit de canalizare aș vrea să le luăm puțin pe rând să nu le uităm, de canalizare în Straja, apă în Pasul Vulcan și revin la apă în Straja. În anii care au trecut, după cum am început să spun, au crescut numărul de turiști extraordinar de mult în Straja, astfel că sistemele de alimentare cu apă existente din Straja nu prea mai fac față din punct de vedere cantitativ și calitativ. Așadar, este nevoie de ceva serios, de o alimentare cu apă certificată, sigură și dacă am făcut deja câțiva pași în sensul de a identifica soluțiile pentru realizarea acestui obiectiv, cea mai fezabilă, variantă, cea mai fezabilă variantă care aduce din punct de vedere cantitativ și calitativ o apă corespunzătoare este sursa Valea de Pești. Valea de Pești, cum a explicat și domnul director anterior, a fost reabilitată pe fonduri europene pe post-mediu 2007-2014. Aici s-au făcut lucrări de înaltă calitate, modificându-se toată schema tehnologică a alimentării cu stație, astfel că stația funcționează și livrează o apă de foarte bună calitate. Așadar, sursa de alimentare pentru Straja va fi Valea de Pești, pentru că Valea de Pești are aducțiuni care tranzitează și municipiul Lupeni. Se va realiza o legătură în magistrala din Lupeni și apa va fi pompată în Straja. Deci nu are rost să mai vorbim de Temirce Izvor, Temirce Părâiaș, care vine de pe munte, cum vine trebuie și tratat, trebuie dezinfectat și așa mai departe. Animalele de pădure sunt prezente și poluează apa, deci nu putem să vorbim de apă de calitate, chiar dacă suntem în munte, pentru că vorbim de lucruri făcute ca la carte, să spunem așa. Cât estimați că vor dura lucrurile? De asta vreau ca să vorbesc tot de lucruri concrete. Dacă deja am identificat soluția tehnică și nu a fost ușor pentru că am vrut să punem pe tapet absolut toate variantele, adică nu am fost fixați pe o anumită direcție, dar să alegem totuși varianta cea mai corespunzătoare. Suntem în momentul de față, deja avem și corespondență oficială, ca să spun așa, cu Consiliul Județean și Consiliul Local, Primăria din Lupeni, pentru demararea unui studiu de fezabilitate, dar un studiu de fezabilitate fezabil, nu un studiu ca să rămână pe hârtie în ceva sertar îngropat. Și dacă vorbim de termene, acum ce să spun, în momentul de față lucrăm la acest studiu, dar pe repede înainte, pentru că timpul ne presează pe toți.
pentru alimentarea cu apă în strajă? În primul rând am demarat deja ridicările topografice, să știm care este diferența de nivel. Am identificat locurile unde vor fi stații de pompe, pentru că odată cu finalizarea lucrărilor pe poim pe orașul Lupeni, stația Braia nu va mai fi stație, nu va mai lua apă din pârâu Brăița ca să o tratăm, pentru că e o stație improprie, dar în apropierea stației Taia avem cele două rezervoare mari, 2.000 lupeni, 2.500 lupeni. Și atunci să dăm o utilitate până la urmă acelei construcții, acolo va fi o primă stație de pompare, pentru că vom putea avea control atât la cele două rezervoare care sunt foarte importante, va fi cea mai importantă stație de pompe din sistemul de alimentare cu apă potabilă în Straja. Mai mult decât atât, avem o rețea care va funcționa pe strada Pomilor, tot folosind apă din Valea de Pești, dacă până acum o folosim din Braia, disperând sursa Braia, va fi tot din Valea de Pești folosită. Deci primii pași noi am făcut ceea ce înseamnă alimentarea cu apă a stațiunii Straja, cu apă potabilă, și nu numai atâta, alimentarea cu apă potabilă, cât și rețea de hidranți. Știind că sunt foarte multe cabane, foarte multă populație, am prins după întâlnirile cu primăria la fața locului o lucrare la fel de importantă, acea instalație de hidrant care să asigure rezerva de incendiu și instalațiile de incendiu, Doamne ferește, dacă apare vreun incendiu la nivelul stațiunii Straja. Sunt sigur că ați primit întrebarea când faceți împărând chestiile astea. Da. Noi nu stăm și ne implicăm pe toate direcțiile. Am avut mai multe întâlniri și cu primăria din Petroșani. Este chiar o comisie constituită pentru Părâng, care încearcă să rezolve mai multe probleme din stațiunea Părâng, cum ar fi deșeurile, drumurile, ce mai sunt pe acolo, și într-adevăr problema alimentării cu apă și canalizare din Părâng. În momentul de față, în Părâng, dacă vorbim de trupul de sus, de la ANEF și școala sportivă, există un izvor corespunzător cu autorizație de gospodărie apelor a celor de la ANEF. Dumnealor au toată infrastructura necesară, pentru că atunci când s-a construit cabana în 1970 și ceva, întâi au pornit, să zicem, cu dreptul, adică au căutat sursa de apă. Există măsurători din 1973 care arată care este cantitatea de apă a izvorului care urma să fie captat. Deci nu se captează un izvor așa oricum, se fac niște studii hidrogeologice. Acum instituția care se ocupă cu lucrul ăsta este INHGA București și noi am făcut la rândul nostru acest studiu pentru Pasul Vulcan. Și sursa de apă din Părâng, v-am spus că este autorizată doar pentru, vorbind de trupul de sus, de școala sportivă și ANEFS. Celelalte cabane cumva primesc apă din aceste surse sau cu surse independente mai mici. Cert este că nu este apă suficientă din punct de vedere cantitativ și facem demersuri și pentru această zonă. Eu personal am fost deja în Părâng să văd un izvor. Urmează în perioada imediat apropiată să mai vedem încă o sursă de apă unde în momentul de față este alimentată televiziunea din Părâng. Și sigur că trebuie să luăm în calcul orice variantă și în Părâng ca și în Straja. Adică fie folosim potențialul pe care îl avem la dispoziție sus și să potabilizăm apa, fie, de ce nu, să pompăm apă de jos. În oraș, în Petroșani, există suficientă apă, pentru că rețelele de alimentare cu apă din Valea Jiului au fost dimensionate pentru o industrie în creștere și lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat, din păcate, și infrastructura există în Valea Jiului suficientă cât să putem da la 10 stațiuni, dacă este necesar. Putem să dăm apă și de jos, dar trebuie să vedem dacă nu cumva e mai ușor totuși de acolo, pentru că în Părâng discutăm de o diferență mult mai mare de nivel decât în Straja, costurile sunt foarte mari și distanțele sunt mult mai mari. Se poate rezolva problema apă și canalizare și în Părâng.